și au creat o afacere cu droguri chiar la ei acasă și vindeau narcotice consumatorilor din nordul țării. Marihuana de jumătate de milion de lei a fost depistată la domiciliile a doi bărbați din Telenești de către polițiștii și procurorii de la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Potrivit oamenilor legii, investigațiile au început în luna septembrie. Atunci, forțele de ordine au început să-i urmărească pe suspecți pentru a stabili cum funcționează schema lor infracțională. S-a constatat că cei doi suspecți cultivau câine pe la ei în grădine, apoi o prelucrau, după care vindeau marihuana consumatorilor. În data de 24 octombrie, polițiștii și procurorii au descins la domiciliile suspecților. În urma perchezițiilor au fost ridicate 5 kg de marihuana mărunțită și peste 8 kg uscată, atât neprelucrată cât și pregătită deja pentru vânzare. Dacă ar fi reușit să vândă narcoticele pe care le aveau acasă, cei doi suspecți ar fi obținut peste jumătate de milion de lei. Bărbații cu vârstele de 53 și respectiv 55 de ani au fost reținuți. Acum ei sunt plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, dacă vina lor va fi dovedită aceștia ar putea să-și petreacă următorii 15 ani după gratii, cercetările continuă.